Tu ai început, după aia am dat eu, tocmai tu începi. Wow, be careful, pleci acasă, necăși. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Adrian și astăzi împreună cu Andrei ne vom rejuca jocurile copilăriei. Mai exact avem două jocuri și anume turnul instabil și spargi gheața. Scopul primului joc este să creăm un turn cât mai înalt pornind de la un turn de bază. Mai exact vom scoate bucățile de lemn din cadrul acestuia și le vom plasa cât mai sus. Ideea este să nu se dărâme turnul, dacă s-a dărâmat înseamnă că am pierdut. Iar cel de-al doilea joc se numește Sparge gheața, după cum am spus, și ideea este să nu dărâmăm calul de pe gheață. Fiecare dintre noi va avea câte un ciocan și va trebui să spargă blocurile de gheață. Dacă s-a dărâmat calul de acolo, înseamnă că a pierdut. Până una alta, nu uitați să dați un like acestui videoclip, să vă abonați la canal, să lăsați un comentariu cu ce alte idei de vloguri aveți pentru noi. Poate vreți să facem partea a doua la acest vlog, vreți să ne jucăm alte jocuri, așa că scrieți acolo în comentarii și cu siguranță ne vom juca. Hai să dăm bătaie. Revenim. One hour later. No, bun, haideți că am revenit. Începem cu jocul acesta Sparge gheața și să vedem cine începe. Gheața farfecă hârtie, nu? La 3, da? 1, 2, 3 și. Hai, dată. 1, 2, 3 și. Bă, dai cum? 1, 2, 3 și. Hai, dă-i. Bun. Jucăm 5 bucăți. Hai, da. Dă-i, viteză. Vezi că te fac de n-ai văzut. Da. Ia să vedem. Ta! Dă-i, dă-i acolo, dă-i! Bun, 1-0. 1-0 pentru mine, încep eu? Da. Fac, dă-i, viteză. Vezi că trebuie să o calculez. Ha 2-0, da? Da, pentru da. Tine. Hai să vedem. Vezi că se mai ia la dreapta. Vezi că dacă dai la rezistență, s-a terminat. Se duce. Trebuie să ai grijă. Băi, ce om. Da. Aia e. Hai, tineu. Se duce. Se duce. Păi n-am cum, bă, dar n-am cum, e clar, adică despre ce vorbim. Bă, tu faci mișto? Na, dă-i acum. Ce să dai? Dă-i într-una, e 3-0. Jale, n-are. Na, bun, 3-0. Eu am dat. Noi am început, dar tu ai început, după aia am dat eu, tocmai tu începi. Păi stai, eu am început, după aia am dat tu, după aia am dat eu la al treilea de 3-0 și tu începi. Acum te dai, 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 dai. Ia să vedem. Hai, fie un 3-1, te las. De data asta te las. Pa, 4-0. Pa, pa, 4-0. 4-0, încep eu acum, da? Dă-i. Dă-i. Hai, măcar ăsta. Dacă vom face partea a doua, o să-l bat. Da. Facem și a doua parte. Scrieți acolo în comentarii și facem. Propun ceva.
cine câștigă acum, câștigă tot. Nu se mai ia în calcul că te-am bătut 5-0. Facem așa. Nu mai. Nu mai, e? Hai mă să facem, hai. Da, hai, dacă tu ai spus. Hai, am zis că ți-e frică. Hai, ultima dată. Cine câștigă acum, e câștigător. Nu mai gândeam că l-am bătut 5-0. Asta este. Dacă pierd, măcar am câștigat 5-0. Mai bine. No, bun, ultima. Acum, cine câștigă... câștigătorul. Da. Final. Hai. Încep tu? Începe tu. Nu, te las pe tine. Nu. No. Sunt generos azi. De aici. Da, am văzut. Ai pus-o. Ai pus-o. Deci, gata. Trecem la următorul joc. No, bun, am revenit și cu al doilea joc. Deci fiecare scoate câte o din asta de lemn, câte un bloc de lemn și îl pune deasupra. Deci trebuie să ducem cât mai sus. Ideea este să nu se dărâme blocul. Să vedem. Să nu te aud după aia că am aranjat prost, că nu știu ce, uite, ți-e fac frumos. Na, hai, încep tu. Încep eu? Păi dacă ai pierdut acolo, te las aici. Dă-i care o vezi. Nu mai sta. Wow, be careful! Acum ai acum? Două din trei jucăm aici. De aici? Bă, ce om! Dar vezi că unele spuse invers, deci vezi de care tragi, că... nu fărea să asculte. Pică. Bă, pică. Pică, a? Pică. Dar nu știu ce să zic. Vezi că se duce tot, mă. Păi ce faci, mă? Păi ce turn ai făcut, mă? Bă, tu ești nebun? Dar uite ce e aici. Deci uite-te în partea asta. Uai. Deci aia se duce la următoarea mișcare, se duce, zic 100%. Bă, ești nebun, mea, n-ai cum. Hai, ia. N-ai cum. Ia una. Nu râdea. Nu râdea. Uite-te la el. Să nu te aud. Bă, băiatul. Ia să vedeți care să vă scoatem după aici. Acum alegeți una, nu mai stăm o oră. Pică. Păi ce faci, mă? De ce să scot? De ce să scot că pică? Vezi că pică, mă. Acum atrage dacă e... Aia. Dar nu așa. Deci e clar, băieți, fete, au pus-o azi. Nici la ăla cu gheața, nici la ăsta se duce. E gata. Ce faci, mă? Bă, omule. Stai că mă chinui să scot. Vezi că se duce? Nu cred că se duce. Ce fac eu pare că se duce? Nu s-a dus. Ce
Stai că n-am o comună mai, n-am văzut. Doamne, TikTok. Fratele vostru o scoate pe care? Păi ești nebun? Mă pică! Mă pică, eu ce să-ți fac? Trage acum, nu mai sta! Bă, n-ai cum, mă. Deci, s-a înclinat? Și tot pică. Și tot nu pică, mă. Stai, cu mână? Stai cu minte, nu te mișca. Uite, bă, că nu pică. Hai, da, dai, viteză. Îi dau. Hai să vedem. Asta-i pe ea. Bă, sunt înțepenită, mă. Hai, hai, hai. Hai, runda 2. Încep eu, hai că încep. Da, bine, începe tu. Hai. Până sus. Corect. Ups. M-am pierdut. Fac. Dă-i. Viteză. Ideea e că trebuie să fac acest foarte mai ușor, nu mai greu. Păi da, da. Deja am ochit una, cred că. Bă, ce om. Hai, hai. Bă. Sunt dus, nu? Trebuie să-mi pingi pe aia dacă ai început. Te-ai și dus mult cu el. Da. Aaa, ce-ai făcut cu el, e gata. Salut! E pa! E pa! Bă, ești nebun! Bă, n-ai cum! Hai. Deci turnul nostru a luat-o așa, de curmezișul. Cum poate, mă, uite-te? Da. Te-ai dus? Și? Deci aia au fost. Deci două din trei am zis, te-am bătut și aici și dincolo, s-a terminat. Pleci acasă necăjit. Hai să iau revanșa. Azi pleci necăjit acasă. Să iau revanșa. Da, bun. Până una alta, nu uitați să dați un like acest videoclip, să vă abonați la canal, să lăsați un comentariu cu ce alte idei de vloguri aveți pentru noi. Cum am zis, puteți să scrieți dacă vreți și partea a doua și cu siguranță vom face și partea a doua. Da, bineînțeles. Așa că eu am fost Adrian, el a fost Andrei și numai bine până data viitoare.